deja de un nou scandal politic la nivel înalt în partidul de guvernământ, o ruptură de tip grindeanu, scriu colegii de la DC News, care au publicat în urmă cu puțin timp niște stenograme incendiare. Avem în câteva momente alături de noi și un deputat care confirmă cearta Tudose și au aruncat cei doi replici foarte dure și în spațiul public, dar și în spațiul privat, departe de ochii noștri ai tuturor. Haideți să vedem cam ce și-au spus cei doi, conform stenogramelor de News și imediat intrăm în legătură directă cu deputatul care a asistat la această ceartă Fira Tudose și care confirmă cele întâmplate. Iată ce spune doamna Fira, domnule prim-ministru, am memorie bună și au fost și martor la discuțiile noastre. Nu e de mirare că nu le mai recunoașteți. Vă descrie întregul caracter și comportament. Primăria generală nu este în subordinea guvernului, ca de altfel nicio primărie din țară. Nu aveți de ce să-mi faceți mie sugestii sau recomandări, nici în privat, nici prin presă. Eu răspund în față. În fața legii și a bucureștenilor, dumneavoastră în fața legii și Parlamentului. Dacă îngrijorarea este una sinceră și onestă privind organizarea Festivalului pentru Copii și a Târgului din Piața Victoriei, m-ați fi sunat să vorbim colegial și nu mi-ați fi dat indicații prețioase prin presă. Repet, este vorba de stenogramele publicate de colegii de la DC News. Sunteți în campanie electorală pentru preluarea PSD, o acuzație foarte gravă care figurează în aceste discuții private, confirmă și pentru noi, înainte de emisiune, de unele surse importante din PSD. Aceste discuții ar fi avut loc pe grupul comunicatorilor din partid. Gabriela Fira i-a amintit premierului momentele în care acesta a susținut mai degrabă mesajele cu hashtag rezist în opoziție cu mesajele PSD. Vom continua să vă dezvăluim acest, acest dialog pe un ton foarte ridicat între Gabriela Fira, și Mihai Tudose, asta după ce ieri l a văzut pe Mihai Tudose, prim-ministru PSD, umăr la umăr cu Claus Iohannis, iar pe Gabriela Fira, primar general și lider important al PSD, umăr la umăr cu Liviu Draghi.